Bobonete. L-am cunoscut pe Bobonete. Cum că ai zis? Sociu, da, da. L-am cunoscut pe Bobonete. Stați. Într-o toaletă la Lebăda. Am intrat amândoi odată și a venit la mine după aia și a spus: păi, nu vine să cred. La Sibiu eram cu Iohannis și la Lebăda cu tine. Un timp foarte ok. Da. Așa, când l-am cunoscut. Poate la știri de întrebare, este adevărat că nu de vreme am ajuns protecție în știție la carcelat la penitenciar în Rahova? Sunt anumite lucruri pe care aș vrea să le păstrez și pentru carte. V-am rugat, mai ales astea cu politicieni, adică chiar vreau... Sunt anumite lucruri care sunt în carte și sunt anumite lucruri care sunt capitole importante din carte, adică au pentru mine o logică. Cartea e ca un cer care se închide la final și aș vrea să mai păstrăm niște lucruri și pentru carte. Adică mă lasă mă să-i răspund. Da. Cine a făcut o declarație? Deci... eu v-am spus că eu nu mint. N-am avut niciun dialog cu Liviu Dragnea, nu a apelat el, dar a apelat altcineva și v-am dat răspunsul. Mie mi-ar fi rușine să vă sun să spun că ce m-ați întrebat dumneavoastră. Mai bine țin așa. Deci cu el, eu nu demigrez pe cineva, nu am avut niciun dialog, nu, dar era înjurat foarte tare la Rahova acolo pentru că a avut legile în mână. Și vă dați seama, într-un penitenciar sunt unii merită să ajungă acolo, unii nu merită, unii merită mai puțin. Sunt diferite scursuri pe acolo care nu știu altceva. Bun, și pentru că v-a răspuns Ion Barina asta și n-am ce să facă, el decide ce se întâmplă aici. Eu am fost acolo când s-a întâmplat asta, adică nu e o chestie, am spus că are două planuri cartea, plan povestit de el, care e un subiectiv al lui și unghiul meu. Și ăla subiectiv, dar e un POV al meu. Eu am fost acolo când s-a întâmplat asta, când s-a cerut acest lucru, această protecție, care, mă rog, nici măcar nu mi se pare ceva rușinos că a cerut omul și așa mai departe, ținând cont că ține momentul respectiv se afla și încă se afla acolo, adică... Nu, se afla la penitenciar la Rahova, acum frate meu e la Mărgine. Dar atunci se afla acolo, Sile Cămătaru se afla acolo, adică nu s-a părut nimic, nici măcar bizar sau ciudat, dar este un lucru la care am asistat eu personal. Spuneți altă întrebare dacă mai aveți.